E bine. Casa de filme consideră scenariul apt pentru producție. Bine, dragă. Dar unde am eu îndoiele este, cum să zic, miza, domnule. Miza. Ce criticăm noi? A. Niște amărâți de bișnițat. Niște pârliți. Chiar dacă în realitatea noastră există puține cazuri de acest gen, stigmatizarea lor este o datorie. Mai sunt tineri care, chiar dacă nu sunt numeroși, visează la un trai dulce în sunet de gitară, care nu vor să muncească, care... Ca să nu mai vorbim de berbecaru. Bine, dragă. M-ai convins, dar mi-ai acordat un deviz mărunt, da, modest. Trebuie să recunosc că ce vrei, după trei zile la munte și la mare cu împușcătorii, stăm cam slab cu paralele. Dumneata ești director de producție. Te încadrez în deviz și ce este? Iertați-mă, tovarășe director, dar Ștefan Trănică nu poate să vină. Este ocupat la alte două filme. Ce rol are? Ofițerul de miliție și directorul închisorii. Am să-l joc eu. Cum? În felul acesta vom face și economii. Da, e bine, e bine, e bine, îmi place cum ați pornit-o. Pentru rolurile secundare să luați neprofesioniști. Aduc un aer de autenticitate. Mai ales dacă îi îndrumează maestru. Vă mulțumesc, la revedere. Platou 5. Aprodu Purice, dacă în două săptămâni nu ești gata cu decolul, te scot. Maestra a telefonat Toma Caragiu că nu-i place deloc scenariul. Totuși o să accepte să joace. Speră să facă ceva din rolul ăsta. Bine că l-am pe Caragiu, mă bucur. Asta e. Sunt actorul Toma Caragiu. Am să onez cazul cu sobrietatea. Și numai că voi juca un rol principal, evident negativ, căci așa mi-a dat mie, dar am să și comentez întreaga întâmplare. Până la apariția mea, vă rog să vă consolați cu ce are regizorul. Stă-te-i, maestre! Oh. Bună ziua! Hai să facem. Da, hai. Dacă acțiunea se petrece în 68, se purtau altfel de pălării. Să schimbe. Dar n-am alta, nu se poate. Luați de la magazin. S-a închis. Să filmeze fără pălărie. Dar nu se poate, e coafată pentru pălărie. De coafeată. Asta e așa. Fetița să-i dea pălăria Angelei. Angela, tu o lași patalul e mea. Ce te faci tu? Iar pălăria din 69, ori o modificat, ori o aruncat la gunoi. Ce te faci tu? Nu mai filmăm astăzi. Uite ce-i Mihai mie când mi-a dat repartiția, acolo m-am dus, să știi. Dar n-aveam nici locuință, nici post. Cum să-ți dea repartiție fără post? Întâi se află unde e un loc liber și după aia ți-e dă. Logic, nu? A fost o greșeală. Uite ce-i Mihai, n-am deloc chef să mă cer cu tine, dar... Dar de când ne-am căsătorit, n-ai și tu un loc stabil. Ba ești la televiziune, ba prezinți nu știu ce concert, numai fleacuri. Am totuși un rol în filmul ăsta, nu? Ai un rol, ai un rol. Ce ai? Hamlet. Ai citit scenariul? Da, l-am citit. Și? Bine v-am găsit. Și? Ia spuneți și voi ceva. Da, ce să vă spunem? Ia lăsați-i acum, trebuie să meargă la machiaj. Hai, începe aiureala. Castele de nisip, unu turnat, unu. Stai, domnule! Oprește! L-am pierdut. Mai bine că l-am pierdut, că s-a ducea la Agigea. La Agigea, toate. Uite că vine una luxoasă. Alo, fii drăguț! Te-ai găsit să oprească ăștia. Poate dumneavoastră lui e mai genitiv. Fii drăguț, domnule, fii amabil. Urcă, domnule, din mers! Ne ieși pe noi, fii drăguț! Dacă oprești, te oprești definitiv. Mamă, drumul e în partea asta la altă. Ăsta duce spre Agigea. Să nu spui mamă când suntem la mare. Uite că vin un camion, dacă ăsta nu mergem, că nu suntem pe prost. Hei! Uite că vin niște străini, aia se duc sau se întorc. Are te isi! Isi! Ăștia ce oricăra, ăștia merg la un film sau... Și iată filmul nostru a început. Margareta și Clara sunt primele personaje cu care veți face cunoștință. Au venit să se distreze și să se bronzeze. Aventuri? Numai în caz de forță majoră. Dacă apare un sentiment durabil, cu atât mai bine. Erau sincere, dar nu erau cazate. O să stau lângă voi, fetelor? Pare rău, domnul.
Avocat. N-am avut plăcerea să ne cunoaștem oficial. Ei, cum, azi dimineață n-a... Da, Napa era cu totul altceva, da, așa. Nu, lăsați, așteptăm o ocazie mai bună. Na, iar mi-a ieșit vorba de tovă. Mă rog, n-am știut că sunteți așa de... Ca să vezi pe ce cu coane am dat. Nu trebuia să vorbești așa cu ea. Dar el de ce a zis ca să vezi peste ce cu coane am dat? Dacă ar fi întrebat cât e ceasul, asta era cu totul altceva, da, așa, mă interesează. Nu fi singur? Nu, știu că nu l-am întrebat, n-am vrut să fiu indiscret. Da, ei ori fi francezi, ori fi italieni. Cum o să fie francezi? Ce să caute ei pe frigul ăsta? Nu, ăștia trebuie să fie de undeva din nord, trebuie să fie norvegieni, suedezi sau nemți, din RFG. Din RFG? Mă, dragă, da. În filmul ăsta nu sunt și roluri de femei mai puțin analfabete? Două văduve ușuratice, ridicol. Am jucat în viața mea așa ceva. Ce-i cu voi? Ce-ați pățit? Două văduve ușuratice, cam ridicol. Dar ce nu-ți place? Uite ce nu-mi place. Dialogul e vulgar. Personajele anoste. Încercăm? Da, sigur. Îl știi? Știu bine. Pe litoral s-au despărțit, pe litoral s-au revăzut. El a uitat-o, ea nu l-a uitat. Tanti Margareta, uite-l pe nenea Iuliu. Iuliu! Iuliu, ce faci? Tu ești aici, ce coincident. Într-adevăr, și voi tot aici? Uh-huh. Când ați venit? Azi am venit direct pe plajă să nu pierdem o zi. Tu cum o duci? Arăți foarte bine. Nu te-ai îngrășat? Nu. Ai camere? Ai tot ce trebuie? Bineînțeles, și voi. Și noi o ducem bine. Clara mai slăbit. Da, ce să-i faci? Așa au fost condițiile. Uh-huh. Da, tu arăți bine, Iuliu. Tu duci o viață mai bună de când ne-am despărțit. Destul de bună. Îți ești supărat? De ce să fiu? Noi doi suntem oameni de condiție. Trebuie să ne purtăm domnește unii cu alții. Nu trebuie să te grăbești. Te-ai recăsătorit? Nu. Atunci poate că ar fi posibil să ne inviți la tine. La mine? Să stăm la tine. Numai două săptămâni. Ileana! Pentru că suntem totuși oameni civilizați. N-o să aibă nimeni nimic de obiectat. Facem economie. Nu? Da, am putea să te ajutăm foarte mult și între ale bucătării. Da, și nu, putem să dormim oriunde, nu contează. Și masa nu e o problemă. Zău, Iuliu, așa e frumos, Iuliu. Tu, Iuliule, dragă, te-ai purtat totuși ca un domn, trebuie să recunoști. Noi avem nevoie de un bărbat, să nu părem așa niște proaste, să ne agațe orice dobitoc. Să ne privească fiecare derbedeu, nu știu cum, uite așa ca dânsul. Eu mă duc să-i dau o palmă, nu mai pot suporta. Stai, lasă-l! De asta merg acum. Ce zici? Unde vă sunt bagajele? Sunt acolo, în tufe. În tufe? E mai bine așa, Clara. Irios Vădar câștigă bine. În amintirea tot ce a fost frumos cu circa 2 ani în urmă, o va caza în actualul sezon. E un ospătar foarte, foarte ciudat. Nu crede în femei și nu primește bacșiși. Gata, i-am adus. Pentru ce? Pentru rolurile Gicu și Petrica. O să jucați doi biznițari. Vezi de treabă, tovărășele, eu sunt membru în comitetul sindical. Dumneata, te prefaci că e străin, ai costumele acolo. Vei juca grec, italian, neam, spaniol? Rolul tău e mic, dar e bun. E bun decât în aprodu puricim. Nu avem, încercat săptămâna viitoare. Calimera? Bună ziua. Puza pa cațiezo? Nu avem. Ce, ești proastă? Crezi că dacă te ții scai de zidarul ăla, îți face monument? Escaristopoli. La revedere. Mă iubește și lucrează, câștigă. N-are decât să lucreze. Dar tu ce ai fi să aștepți până se termină toate blocurile pe litoral? Ce chilipir dacă te scoate o dată pe săptămână la local? Uh-huh. E închis, tovarăș. Guten Tag, ist offen. Ah, bitte, bitte, bitte. Guten Tag. Ich möchte ein Tischtuch kaufen, ein rotes. Ja. Zum Beispiel. 24. 24. Ich habe schon verstanden, da. 25. Bărbat, e ăla care plătește. Ăla care știe să facă... Uite așa. Ăla care știe să facă un gest. Uite cum sunt străini. E ceea ce se numește o femeie coaptă, însă evident nu la minte. Câte riduri, atâtea principii. În timpul orelor de producție face o caldă propagandă a morului internațional. Că franțuzul nu se uită la bani.
că englezul iubește până la sacrificiu, că americanul e tandru și punctual. Niciun sărut indigen, totul pentru export. Nu știu să joc și apoi nu pot să înghit pe biznițarii ăștia. A vrut unul să-mi vândă două verighete de aramă și l-am dat pe mâna miliției. În film veți fi prieteni. În prima scenă n-ai mult de vorbit. Numai că trebuie să mergi altfel. Uite așa. Cu toții avem nostalgia mare. Sunt unii care au însă nostalgia de a deveni din găinar modești adevărate canalii. Să nu-i lăsăm să avanseze. Să îi împiedicăm la timp să devină canalii, când cu ironia noastră, când cu ironia miliției. Unul din ei, nu știu dacă numele vă spune ceva, e Gicu, ajutor de barman. Să trăiți? Ce faceți? Pentru domnișoara un Marlboro. Pleacă, domnule. Pe gratis, poftim. Pleacă, domnule, Roiu. Gata, domnule, om. Nimeni nu se naște englez, devii englez cu timpul. Așa crede și Gheorghiță, care încearcă să facă pe englezul. De aceea intimii îi spun și Gregory. Parle français. I bag you pardon. Ah, I'm sorry. Te rog să-ți măsori cuvintele. Ce aici, gară? Scuzați, am crezut că s-a terminat filmarea. Nu s-a terminat, trebuia să găsească o monedă pe jos și să o ridice. Așa scrie în scenariu. Refirmăm? Da, ce e cu voi? Ne scuzați, n-are nicio legătură cu filmul. Visul meu e să fac un film cu un singur personaj. Nu cumva aveți un rol și pentru mine cât de mic? Neata, n-ai figură pentru comedie. Vă rog, în locul acestei fraze întortocheate, pot să spun, îl prefer pe Flaubert? Preferă-l, preferă-l. Mersi. Ce-ai căutat dumneata atât de departe? Mare aventură! Aveți un not frumos, de-aia v-am lăsat. Frază neinteresantă. Vă place notul? Îl prefer pe Flaubert, vă rog. După cum arată, ar avea ceva. Mie nu-mi place. Nu vorbesc de ar avea ceva lucruri pe plaje. Un tranzistor, un ceas, o ceva. Tirăm coace. Acum trebuie să plătiți bonurile de masă. Cum adică? Ce bonuri? Ce ați mâncat de 3 zile și ce o să mai mâncați? Ai văzut mintea mea? N-am văzut. Nici n-avem cu ce. Dar sunteți 3. Mâncăm foarte puțin. Eu țin regim. Nu mănânc pâine. Pâinea nu costă. Da, Iuliu, dragă. Dar n-ai putea să ne aranjezi tu ceva acolo la șeful tău? Să lucrăm acolo. Sau eu știu, poate că am putea să facem figurație într-un film. Să realizează atâtea filme aici pe litoral. Mamă, anul ăsta nu se face niciun film la mare. Ți-am spus de atâtea ori să nu mai spui mamă când suntem la mare. Azi nu mai sunt bărbați. Și ce așteptați de la ei? Imposibilul. A? Totul. O zi de triumf. Sart pe rug. Sărut mâna. Și aici puteți face al sări. Stupid. A? Iertați-mă că intervin. Poate nu v-ați ales clavul bine. A? Stupid. El e tovarășul Mocanu, e zidar. Își iubește meseria, dar iubește și o fată al cărui caracter n-are vai tăria betonului. Spuneai că mergem la film. Mergem sâmbătă. Poate uiți până sâmbătă. Cum o să uit până sâmbătă? Poate uit eu. N-ai să uiți nici tu. Hai astăzi, hai că nu te pricopsești. Uite, ai rămas aproape singur. Dacă ai venit tu? Eu plec. Dacă pleci, mai vii. Te-am așteptat și azi la plajă. E zor mare aici. Mergem sâmbătă la casino. Dansăm. Bine. Crezi că n-aș merge? Zău că aș merge dacă aș putea. Da, sigur. Ai dreptate. Steluța. Fiți-ar zidurile ale naibii să-ți fie. Ninja și numai noi eram. Pe alt întâiul drum din lume îl scria. Ninja. Colegi,
poftiți, vă rog. E bine? E și ea sinceră, dar e cazată. E soția directorului Aposu. Nu e sinceră numai cu soțul ei, ci cu toți bărbații pe care îi întâlnește. Nu își înșeală soțul decât la mare. În alte forme de relief, munte, poiene, câmpii, luminișuri, pur și simplu îl adoră. Dar acum e la mare. Deși diferența de vârstă nu contează, îi plac bărbații mult mai tineri. Și după cum se vede, contrastele se atrag. Când ești atât de corpolentă, apariția contrastului nu este deloc o problemă. M-a nebunit cu pana asta, nu știu ce... E politicos, te rog. Un moment, domnule! Iar. Fiți, vă rog, amabil, mi-a căzut pălăria în apă și nu pot să o scot singură. Doamnă, dar eu v-am spus că... Dumneavoastră ați fost totdeauna amabil cu mine și foarte cavaler. Eu în dumneavoastră am încredere. Zău, doamnă, nu insistați, de altfel vedeți, sunt ocupat acum. Dar numai câteva minute. Pe cuvântul meu de cinste, nu are niciun sens cererea dumneavoastră. Vă asigur că soțul meu nu o să fie gelos. De altfel, mi-l pot prezenta mâine dimineață. Director comercial Aposu. Domnul director Aposu? Da. Unde spuneți că facă zupălăria? Acolo. Să mergem să o luăm, da? Îl cunoașteți pe soțul meu? Bineînțeles, cine nu-l cunoaște pe soțul meu? Acum facem cunoștință cu cel de-al doilea bișnițar, interpretat de Jean Constantin, care, deși n-are umorul meu, îl are pe-a lui. Vedeți, inspectează, controlează, așa începe o nouă zi de muncă. Scuzati, presco, presco, signore! Nu știe nicio limbă străină și asta îl ajută să fie poliglot. Fură în limba română, se scuză în italiană, acostează fetele în franceză, pleacă fără să plătească la restaurant în limba lui Shakespeare, e laș în spaniolă și tremură de frică tot în limba maternă. Ce pregătire ai? Păi ce pregătire? Ai vreo școală? Școala vieții. Erlauben Sie mir meinen Freund Dieter vorzustellen. Wir sind aus derselben Stadt und haben uns endlich nach vielen Jahren getroffen. Sind Sie hier in Ferien? Jawohl. Otto, wenn du willst, kannst du deinen Freund zum Mittagessen fahren. Jawohl. Ich brauche nicht mehr einen Wagen. Dankeschön, dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen, Herr Renner. Auf Wiedersehen. Bis dahin, gnädiges Fräulein. Bine ați venit, poftiți la prezentare. Habar n-ai ce meserie poate să aibă. Poate să fie și dansator pe sârmă și inspector. În ultimul timp s-a dedicat celei de-a șapte arte. Așteaptă ce așteaptă de la un fabricant vest german de peliculă. Pe aici, barul. Așteptați o secundă. Da, mă bine, mulțumesc. Laptele, care în alimentația publică este... A sosit domnul Nițelea. Ai bine, bine. Cineva. Acum vă rog să fiți foarte, foarte atenți. Ăsta e temutul berbecaru pe care îl voi interpreta chiar eu. Greutatea lui reală e când se zbate tare, atunci înseamnă că e proaspăt. Carpus fluviatilis, comestibil. Domnul Nițelea cu cineva. Aveți grijă ca vinul ăla să nu fie prea tare cu soarele astea. Da, cu lapte. Bine ați venit la noi. Este un amestec. Să trăiți. Ați venit să... Precis. Științific. Ați venit să scriți un articol despre realizările mele, adică, mă rog, ale noastre, sau... Lasă-te, vașul berbecarul, că scrim și articole. Acum am venit cu o problemă foarte importantă. A priori. Azi sau mâine. Vine de la București, tovarășul director Aposu. Cel gusta. Vine să aranjeze o mare afacere cu neamț. Olfa. Tip foarte serios, sursă sigură. Nutritiv. Nene, berbecarule, a sosit momentul să arăți tot ce poți. Păi ne cunoaștem de atâta vreme. Și economic. Sunteți prieteni cu tovarășul Aposu, sau... Cum dumneata nu știi, am și o relație mea. Tovarășul director Aposu este foarte interesat ca totul să iasă foarte bine. Lente verbecarule se înțelege că și pentru noi e important. Da, absolut, dar ce se poate, ne aveți nicio grijă, totul la dispoziție. Vai de mine, o cameră, nu? Lux a întâia. Esență de... E clar. E vorba de un străin. Da. Trebuie să fie foarte mulțumit din toate punctele de vedere. Da, perfect, avem tot ce ne trebuie, nu? Dacă n-aveți tovarășul, luați măsuri? Absolut, tovarășul Nițelea, dar ce să... Știți că tovarășul director urmărește îndeaproape această problemă. Aha. Seara, vă rog puțin antren. Așa, așa, așa. Luați o cântăreață mai bună. Înțeleg. Verificată. Muzical. Muzical, bineînțeles. Da, și sigur. Spune-mi cum e vinul. Prăjită. Poftim. Cum e vinul? Prăjită. Avem. Ce? Există. Smântână. Grasă, pietroasă, tămâioasă, domnișnit. Frânză. E de la agenția lor comercială. Frânză de vaci, frânză de oi. Spuneți, vă rog. Luați serviți, cât mi zilic așa. Așa. Serviți, serviți. Băiatul? Altă. Da. Piccolo. Vă ascult. Brânza. Brânza aia, știm unde e. Câteva felioare de salam de Sibiu. Da.
Și niște chifteluțe calde, și din alea care să topesc. Știți, nu-i cazul. Da, nu-i nimic, băiți, așa, doar acolo la noi, câte o mică gustare acolo. Nu... Și să așa, ce rugăminte am? Da. Renner Brenner. Îl cheamă pe Nanț. Și are un cardiac superb, super. A, știm, știm. Îi rezervați un loc al lui pentru afaceri, unde se discute afaceri. El e puternicul, energicul, nemuritorul Berbecaru. Confundă buzunarul propriu cu cel al statului și din această confuzie n-are de ce se plânge. N-are idei, dar are relații. O divinele aperitive, o măslină, o țuică, o felioară de salam de Sibiu sunt capabile de minuni. Neckerman, Neckerman, dar să nu-mi e crapi pentru bucătărie. Stache zi doici, ich foraibăr. Parare în italiana, celentano, Gianni Morandi, Venezia. Tu bise English, love story, I love you, I live you. Tu a te pa, tu a te pa, tu a... E mute sărac. Care aghioșilor? Nu pe acolo, domnule director. Acesta e directorul Aposu, interpretat de actorul Gheorghe Dinică. Am adus ala, bala, portocala, ești fetiță la portiță, că te așteaptă talion, talion, fecior de domn, cutichie, cuprânghie, cucu, cucu. Cucu, cucu, ala, bala, portocala, talion, fecior de domn. S-a făcut-o foame? Păi cum, abia am mâncat niță. Și niță-l fără pâine, eu dacă nu mănânc o periuță de pâine. Și înghețată. Doriți ceva? De cacao? Nu. Cacao în grașe. De ce, sunt grasă? Vai de mine, tocmai că trebuie, mie nu-mi plac sterbiturile. Pardon, e ocupat. Așteptăm pe cineva. Stai acolo. L-a venit? Uite, dă-mi voie să-ți prezint pe Toarșu Gorcea, un domn foarte politicos și amabil, care s-a oferit să mă servească și să-mi țină de urât până pici tu. Mă bucur, uite că am picat. Sunt încântat că vă cunosc, tovarăș și director. Aveam intenția asta de multă vreme. Știi, domnul Gorcea a lucrat și dânsul la o întreprindere de interes artistic. M-am gândit, fiindcă e așa drăguț, că ai putea tu să-l ajut. Nu pot. Dar în cadrul legii, bineînțeles. Bineînțeles. Nu pot, dragă, nu mai sunt șef la estradă. Pe mine vă rog să mă scuzați. Nu face... Stai, stai, ne vedem diseară, mergem împreună la... Nu mergem. Mă duc la brațele de muncă. E clar că pe dumnealui nu-l interesează oamenii care nu au servici. Așa că pe mine să nu mai contați. Cum așa, domnul Gorcea? Așa, bine. Vă salut. Foarte politicos și amabil. Lasă, dragă, că tu ai fost prea ascuns. Așa cum a fost și alții cu mine. Chiar nu mai e șef la estradă? Nu e încă sigur. Mă lucrează cineva, nu știu exact cine. Mai bine rămâneam la bucurie să văd ce se întâmplă. Mai bine. Mai bine, făcea era în interesul tău. Noroc că până la schimbarea definitivă a postului mai avem aici o afacere cu un străin. Ce străin? Un producător de german. Aha. Vor să-i dea lui Diaconu afacerea asta. Dragă Diaconu, care avea un post mai mic decât tine, acum să-ți ia ție locul? Orice ar fi, trebuie să mă ocup eu de afacerea asta. Diaconu nu știe să primească, un cap sec, prea tehnic. Trebuie să dau de producătorul de german. Poate aranjăm situația înainte de a se hotărâ schimbarea mea. Ai plătit aici? Am plătit. Mm. Cum e neamță simpatic? Dracu știi, hai să mergem. Frumoasă vreme, domnișoară. Ce spui? Renzule, nu vii? Vin, mamicule, vin! Din lapte se pot prepara mai multe produse. Cel mai usual este laptele așa numit. Cel mai gras este laptele de cap. Auzi, cine-i impertinentul? Șeful meu. Pare om de rând, nu intelectual. Iuliu, dragă, n-ai putea tu să plătești și pentru noi? Să plătești din salariul meu? Ei, nu din salariu. Și pe urmă noi mâncăm atât de puțin că nici nu se vede. Să ziceți mersi că v-a angajat. Ce urmă mi-l luați aici? Uite că stai și bucătăresc. Papanașii nu constituie un trip de sălbatici. Așa cum spui dumneavoastră. Ei sunt un fel de mâncare delicios, compus din brânză de vaci, smântână, făină. O găsim o masă cât mai convenabilă ca să... Asta puteai să știi chiar dacă nu ești moldovean. Aici, aici ar fi cel mai potrivit. Din momentul ăsta să nu mai mănânce nimeni aici, tovarășii sunt rugați să se grăbească un pic. Mai avem de sezul. Da, îl puteți lua cu dumneavoastră. Vă rog să ne servim, face să ne servim masa. Da, 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 dumneavoastră trebuie să fiți înțelegători, pentru că e un caz de forță majoră. Avem dreptul să stăm aici ca toată lumea. După ce muncim, cred că... Lăsați că și alții sunt care muncește. Tocmai dumneata vorbești că ai stat toată ziua, tărăniști și citești romane. Da, da, lasă că știm noi ce faci dumneata. Nici n-ar trebui să vii aici într-un restaurant. Nu vrei dumneata, nu-i așa? Vă rog, e o situație specială, de-aia vă deranjim de la masă.
Lasă-o, să mai vorbim noi. Bine, mai vorbim. Da, ce vorbești? Ne amenință, oi fi de la miliție, dumneata. Sunt de unde sunt. Da, foarte bine, foarte bine. Un golan de la Salvamar, care stă toată ziua, nu face nimic și vine și vine aici și ne amenință, nu-i așa? Domnul Iuliu, aici nu se mai așează nimeni aici. Masa asta e rezervată pentru străini. De servici servești mai tare, pentru că e vorba să avem un control și mai tare nu primești bacșiș. Scuzați-mă. Dăbile sunt de mai multe feluri. De argint, de oțel inoxidabil. Ăsta tânără pus să scapă el toată ziua. Vine să mă fune și să... Unde se plăbă? Ce părărie, regăgiu. Fetelor, am întârziat, am întârziat, am avut o idee. Beu un foame, o cerbiță, ardei un frâț, ciurea de mic. Ciurea de mic. Opa, 5 metri. Ma... Dar ce e aici? Pomana lui tată? Deci, dar... Cine își vrea poftește dumneata afară? Ia poftește dumneata afară, dumneata să mici. Dă-mi o ciorbiță și ne-a dai un plut? Dă afară! Pe mine! Sunt dar exemplu cele mai severe și cele mai drastice măsuri ca la noi să nu se mai repede așa ceva pentru și că lumea să... Acesta este inspector la Sanepid. E foarte greu să iei mită când ai un caracter de bronz. Dar el nu are puterea supraomenească să renunțe la un muș de vac. Cum ți se pare? N-ar trebui mai multe elemente pozitive, totuși. Satira se definește prin personaje care greșesc. Sunt condamnate de râsul spectatorilor. Și dacă e cineva care nu râde, care nu simte ironia? Știi să lipești etichete, mă? Cum se face? Ascultă aici că te învăț eu. Iei clei sau albuși de ou. Important e să nu recunoști nimic la miliția economică, taci. Care e miliția economică? Păi ce, sunt două. Bonjour? O fată așa de frumoasă n-are ce să facă? Semeni cu o vedetă de cinema. Nu mai spune. Ar trebui să joci într-un film. Da. Am niște cunoscuți, niște persoane care fac un film de scurtmetraj joi la Gigea. La început nu-i prea ușor, dar... Mă plictisești. Da? Mhm. Și altceva? Ce vrea să faci? Aș vrea să mă plimb pe lună. Lună? Da. Nu înțeleg. N-am spus să înțelegi. Ok. Păi, stopped. Come on, let's go on. But Queen Mabel's a first day defense. Calms in shape no bigger than on a gate stone. This is it. No. I know. She's nice. This is butter. Absolutely butter. Let me miss butter. A renunțat la meseria ei și a devenit ghid pentru turiști. Se gândește chiar să devină cântăreață de muzică ușoară. N-are pic de voce și asta îi dă curaj să meargă înainte. Ce faci? Mă descurc. Nu ne-am mai văzut de mult. Te-am căutat la servici, dar lipseai. Nu m-am simțit bine. Ce ai avut? O nimica toată, insolație. Ai fost la plajă? Da, puțin. Cine e? O cunoștință, un străin. Nu prea știe locurile. Și tu îi le arăți? Așa și așa trebuie să ne purtăm frumos cu ei, nu? Fii atentă, sunt fel și fel de oameni, peste tot. Ai început să lipsești de la lucru. Nu e meseria ta să faci pe ghida. Mă așteaptă, la revedere, trec eu pe la tine. Oh, hello. How are you, baby? Oh, bun stat. Tovarășul Mocanu o mustră din când în când, dar eu în locul lui aș fi fost mai energic. Fără să fim mistici, putem să admitem că uneori bătaie e ruptă din rai. Asta e bun. Și asta. Cred că o să mă las și pe mine să mă odihnesc vreo 2 săptămâni la mare. Păi acolo o filmăm. Lasă filmarea, că știu eu ce odihnă e. Chiar dacă ești cam mare. La, 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 la. Poftiți, poftiți. Roiu. Welcome in Littoral. Beautiful restaurant now. The garden, the park, the lake, of the lake. Și acum ce fac, am terminat cu engleza. Germană. A ingrese la pisci, multi pisci, masa, kefal,
Covid, delfin, caras, un dezrac, rac, mult irachi, dar thank nu you, avem că you. Nu ne-a venit. Sorry, I don't speak franceză. Cum? Parfaitement, ça m'est égal. Doriți să servi ceva? Eu? Ça m'est égal, un bon son. Pește, dar avem somn, crab de crescătorie, un crab nu... Vin, how many wine? Dar vinul casei la trois fert. Ah, trois quarts. Trois very, very good. And breakfast, no, beefsteak, two beefsteak and sauce ketchup. Sos ketchup lipsește. Mama lui de ketchup. Do you have Paris? Cum te cum? Bo Paris, you belle. Occupation? You quel occupation? J'ai? Yes. Quel occupation, padre? Don't know. But quel occupation can be? Actrice, model? Oui, comme si comme ça. Et vous? Technique. Automobile, joli. Mine automobil. Unor dobri doriți? Gone. Nu am găsit sos ketchup. You are very, very nice. Merci. You off of right. Hmm? Capisci? Laissez pour. You son of right. What scandal? Never alimentation. Laissez offside. Laissez pour. Aporte Worcester. Nu avem Worcester. Aporteți șef. Da. Mă rog. Șefule, ce faci cu ăștia? Ce mi-ai făcut, domnule? Vrei să-mi găsesc beleaua? Trimite, domnule, și undeva compromă. Trimite picolo, descurcă-te. Eu nu știu cine e gagiul ăsta și ce poate. Parcă-l cunosc de undeva, cum e mai rău. Faceți pe dracu, că e vorba de pâinea noastră, domnule, ce Dumnezeu? Fata e o... Lasă, domnule, fata! Tipul nostru că n-a venit întâmplare aici. Parcă-l cunosc eu de undeva, dar n-am fost nicăieri în străinătate. Dați-le ce vor și nu mă băga pe mine. Ce să chestia asta? Felul în care se așează un fel de mâncare. Uite, pe mică, mănâncă și tu ceva. Astfel, supa, de exemplu, se așează totdeauna în fața clientului caldă. În dreapta ei vom așeza o lingură. Ce ai și mâncat? Friptura. Nu, friptură nu e nevoie. Dacă totuși va fi nevoie de friptură, vom așeza un țit, o furculiță, și la mare. Uite-o, Pepsi. Grea lecție. Uf, Pepsi Cola. Ori de vrei, înainte toate. Fetito, mănâncă și mata ceva. Precum vă spuneam, așa, precum ce vă spuneam. Supa, hai să te îmbolnăvești. Dar nu, supa este cel mai bun. Bună seara, domnule director. De ce dai coaja așa gros, tovarăși? Ce-o fi tăi coaja așa, dacă... Ar trebui niște aparate mai mecanizate în sectorul ăsta, nu? Limitează-mi sigur să faci un instructaj cu tovarășele, mă ocup personal. Dacă doriți să avem și ghifturi, se proaspete să vedem acasă ca să mă iertați tovarășul. Dacă nici mâine nu mergem la plajă, degeaba am mai venit la mare. Și să rămânem la Buză. Pentru a nu da impresia că noi gătim nesărat. L-au trimis pe la chel. Gata, totul e în regulă? Da, 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 toată lumea așteaptă, totul e pregătit, am aranjat tot ce trebuie, nu-i așa? Unde ați pus masa? Aici. Aici? Păi mai ferici să vede mai bine spre muzică. De ce pălat? Păi pălat, nu mai bine pălat. Pe lung, tovarășe. Pe lung? Dar mai ușor pentru servit. Nu spune mie, în federal așa e. În fed... Auzi că în fede puneți-o pe lung. O fi mai bine pe lung? Foarte bine, foarte bine, așa, nu așa. E bine? Nu e bine? Am pus-o pe lung. Păi de ce ai spus masa asta pe lung? Dar mai bine pentru servit. Nu, tovarășe, palat. Da, da, în federală nu. Mai trebuie o masă, poate mai vine cineva. Da, 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 o masă, trebuie o masă, da, da. Avem nevoie de o masă, avem nevoie de masa asta. Hai, palat, palat, vă rog, palat, palat. Nu vă permite să ne sculați iarăși de la masă. E o dispoziție a tovarășilor și altor tovarăși care... Nu există așa ceva, să vie să mă scoale de aici. Nu înțelegi, de ce vrei să ne faci greutăți? Iulie, nu se face jocul ăsta, nu se ne meargă multă vreme. Ce spune, nu vrea? Dă-mi și spun că... Și să nu mai spui nimic. Da. Dacă nu dorește să aibă alte încurcături. Că nici nu să bem o șeală. Să pe valul, pe contract și contract nu se poate... Ai palat, palat, palat! Nu e restaurantul dumneavoastră personal. Ai palat, palat, ai palat! Să trăiți, să trăiți. Trăiți, suntem gata, poftiți. Aici a spus-o? Da, aici am pus-o pe... Pe aici trage, măi, copii. Pe... pe... Dincolo e prea cald, e prea soare. Mai bine să fie soare decât să ne trezim cu câturile înțepenite. Ați spus invers. Da, 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 puneți-o invers, invers, invers! Să facem invers. Da, și muzica unde? Muzica este... unde? Este aici, da. Auzi, n-am putea să mutăm în altă parte.
Da, mutăm e strada și dicționarul și instrumente, tot se poate, sigur, dar... Nu știu, bine, mobilizăm pe personalul, dar cine mai servește? La urmă ori... O, Doamne, la urmă ori putem să ghidem localul. Nu, nu-i cazul, se poate. Acum nu vă supărați, pentru că am înțeles cum rămâne pălung sau palat ca să... Stai puțin să ne gândim. Uitați ce au făcut săraci. Nevasta a spus invers. Nu face nimic, se mai întâmplă. Da. Stai puțin să ne gândim. Maestre! Ce ați făcut? Ați aruncat mesele peste pisică. Nu. Am pus numai un miorlăit pe bandă. Pisica s-a liniștit aici, în decor. Te ne robem mon amour, o marion tu m'aime, marion pour toujours. Zeki, ce dorește, domnul? Zeki, please. Zeki, off the camera. Un moment. You have a nice day, okay. Dar domnul nu are camera. N-are face, day, okay. Așa a spus directorul. Ok, aș ceru două. One. Una am spus și eu. Naiva, stupid. Bine. Ok, all right. Alo, zanfan de la baterie. Ei, acum să vezi tu, Franțu Zoaicov. Ce să văd? Cine credeai că sunt? Faci pe trăinul cu mine, dar pe de-o... Potolește-te, dragă! Să ne înțelegem ca oamenii. Nu! Nu merge așa. Dacă nu sunt atenți? Să ne punem puțin în situația lor. Au mâncat, au băut, cred unul despre altul că sunt străini, tu ești puțin amețită, continui să fredonezi, nu știu unde duce el. Ești o naivă. Visul tău e să fii cântăreață. Crezi că el te poate ajuta? Cum ai putut să crezi prostia asta? Nu știu. Și ești gata să comiți o prostie și mai mare. Acum filmăm, da? Da. Dacă luați fotbaliști în loc de actori. Da. Castele de nisip, 597, turnat, 5! Nu e bine când excrocii se întâlnesc între ei, mai ales când folosesc aceleași metode. Ea se voia franțuzoaică, dar nu era deocamdată. El se voia englez, cu tot din adinsul. Nu s-au iubit, fiindcă s-au făcut albie de porci cu puțin timp înainte de a jura credință veșnică. Stai, potolește-te, dragă, să ne înțelegem ca oameni. Foarte bine, încă o dată. M-a schemat, tovarășe director. Neata, ești în combinație cu Iuliu? Sunt fosta lui cumnată. Da, frumos. Și ai venit să faci bani? Vai de mine, cum se poate? Se poate, dacă ai talent. Șefule, s-a rezolvat. Ai cântăreață. Poftim. Vezi că-ți vine străinul pe aici. Brenner. Și? Domnule director, să știți că sunt foarte jignit. Uite, fata are o voce minunată. Are zău? Da. Răspund eu. Ce te rog dumneata o încerci? Da? Și dacă-ți convine, oprește-i solist. Da. Ai înțeles? Da. Curaj, drăguță. Piciorul pe accelerator și bagă cărbun. Bye, bye. Domnule, fii sincer cu mine, cine-i tipul ăsta? Păi ți-am spus, domnule, de la agenția lor comercială. Agenția? Auzi, dumneata rămâi acum și discuți cu ea condițiile și o fiu mai târziu. Da. Agenția comercială? Ia să vedem, fetiță, ce talente ai. Zii ceva, orice. Prieten drag, ne cunoaștem de-o viață, de ani și ani, lângă mine te știu, ne-ai dat mereu cu un surâs o fogoasă. Hai mă o dată cu tărăboanța ta! Ajută-mă să ajung până la gara, te rog din suflet, că vine Nina cu copilul. Poate știi pe o cameră pe undeva mai ieftină, că dacă nu găsesc trebuie să o cazezi pe undeva, într-un pom, într-un cotez, de jos, sigur. Sunt așa de urât că nicio fată nu mă vrea. Fetele noastre nu se lasă duse de derbede. Gicu pe care îl joci o să cunoască o suedeză. Suedeză? Și în ce limbă o să-i vorbesc? Eu nu știu decât românești. Și cu ea o să-ți meargă rău, nu te bucura. Nu mă bucur, eu vreau să termin zugraveala. Am determinat un decor la alt film. Dumneavoastră mă iertați? Da, eu da. Și soțul dumneavoastră, de la el să-mi cer scuze? Da, ar fi foarte bine. Soțul meu e un om foarte înțelegător și am și vorbit cu el aseară. Da? Uite-l acolo, du-te singur, eu am să te aștept aici.
Să trăiți, tovarășe director. Ce este, tovarăș? Vreau să vă prezint omagile mele și să vă cer scuze pentru atunci. Cred că a fost o confuzie la mijloc, domnule director. Eu, de fapt, totdeauna am fost foarte atașat de... Gata, o să mai vorbim. Eu am considerat că totuși ați putea... Ce vrei? Vă rog să prezentați omagile și respectele mele, doamne, și să o asigurați de... Bine, bine, dar de ce nu te duci să îi le prezinți dumneata? Pentru că, de fapt, eu cu dumneavoastră mi-am stau de vorbă. Pentru că prin intermediul dumneavoastră aș putea să o... Ce ai putea? Un post acolo la telecomunicații, unde am auzit vorbindu-se că o să treceți. Știți, nu mă pricep, dar învăț repede. Te rog să mă lași în pace. Tovarășe director, dar vă rog. Domne, nu sunt parțitor de posturi. După ce am jucat popa prostul cu soția dumneavoastră, de-am căpiat. Uite ce e, du-te și mai ține-i de ură, joacă și tabinet și pe urmă mai vorbim. Ați văzut? Nu mi l-a primit scuzele. Nu-i nimic, n-are nicio importanță. Aranjez eu. Hai să mâncăm un iaurt, e de oaie. Ai fost după cumpărături? Ce să cumpăr? Nu-mi lipsește nimic. Nu te cred. De ce? De fapt, nici nu-i nevoie. Nu vrei să ne plimbăm împreună? Dacă n-ai altceva mai bun de făcut. Dar cred că o să te plictisești cu mine. Poate că nu. Ai un aspect agreabil. Nu te-ai îngrășat încă ca alți colegii tăi? Ai putea să faci și roluri mai mari. Să mergem la bufet să bem o cafea. Eu nu beau cafea. Tot umblând prin Galați și Ciulnița după stele fără nume, ai uitat că nevasta ta nu are voie să bea cafea? Iartă-mă. Dispare câte două săptămâni de acasă ca să prezinte un program de 3 minute la televizor. E ridicol. Eu mă uit în fiecare seară la televiziune, îl văd și îmi place. Are o privire așa care... Nu, e drăguț. E drăguț. Nu-mi convine. De 3 ani de zile, în teatru, fac numai roluri negative. M-am săturat. Au început vecinii să vorbească de mine. Trestie doar din ea am cântat și sălcii au plâns, târâul a stat și codul cântă de codul pătuns. O trestie doar a fost de ajuns, dar... Trebuie să mă resemnez și să mă întorc la filmul pentru care am încheiat un contract. Wir sind Renner. Ich bin der Chauffeur von Herrn Renner. Er ist ein Mechaniker, mein Freund. Komm, komm her. Tu știi germană? Perfect. Sehr gut. Zice că la înalt e Renner și că el e șoferul lui. Păi atunci ne-am aranjat. O Wiedersehen. Wiedersehen. O Tannenbauer. Mare baftă pe noi. Wer ist der Herr? Ich weiß nicht. Weiß ich. Directorul a pus, nu știi că au sosit. Au bani? Miliardari. Haide, zău. Sehr schön. Ja. Wunderbar. Unde duci? Unde duci? Nu acolo! Nu acolo! Ia uite unde a fost! Ce-ai făcut? Ai apăsat prea tare. Trebuia să lași piciorul mai relaxat, draga. Acum ce le facem? Ce, trebuia să reparăm? O să te coste, să sperăm că nu-i ceva grav. Dar eu n-am nicio vină. E, n-ai. Dar cine a băgat-o în șanț? Eu? Ce șanț? Nu e, dar s-ar putea să fi fost. Puteai să o duci până în tufișul de asta. Dacă privești mașina din față, pot pentru ca să... Vai, domn profesor, nu vă e rușine. La vârsta dumneavoastră, lasă-mă. Eleva mea cea mai bună. Unde fugi? Mi se plătește-mi lecțiile și pe urmă... Unde fugi? Oprește! Nu te duci cu noaptea în cap. Oprește! Te rog! Nu oprește nimeni. Oprește! Ba da, oprește! Vampirul! Oprește! Toate fug, domnule.
E de necrezut ca o fată ca ea să învețe să conducă pe mașină ca asta. Avem, slavă Domnului, și la Constanța școli de șofer și mașini noi. Dacă n-a venit la ora fixă, să-i zetai din contract. Ai avut dreptate cu fata aceea și profesorul. Vă scoate scena din film. Dar o refacem punându-o pe Clematita să meargă cu el deoarece întâze la banchet. Cu mine? Să-mi drăznească să-mi facă mie ce i-a făcut bietei fete. Domnule profesor! Domnule profesor! Pot să urc? Știți, sunt în păstrație excepțională. Soțul meu dă un banchet la restaurantul Prunghighetoarea. Unde m-a adus? Trebuia să mergem încolo. Să coborăm, doamna, poftiți, iarba de aici, iarba. Ce faci, domnule? Ce faci, domnule? O mașină costă... O mașină. Ce spui? Ce vrei, domnule? Să strică mașina, 200 de lei! Nu-ți-e rușine! Ochelarii mei! Ochelarii mei! Să mergem la Agicea, la struguri, la vie! Acolo n-avem voie! Să merg la un banchet cu niște miliardari germani, dacă nu mi-e și afacerea ta, afară din servic! Și-așa sapă, tovarășa diavolul! Trebuie să fiu oprit! Oprit! Nu, se filmează! Cred că am și început să mănânc ce sunt la salam de Sibiu! Și-o mor! Nu vă fac nimic! Mor după salam de Sibiu! Trece de jos! Luați astea, și șalul, șalul-i pe dumneavoastră! Rușine! Rușine! Eu mănânc fără pâine! Nu știi cine-i soțul meu! Nu vă fac nimic! Directorul Apo! Să-mbătească piston! O pățești! S-au pregătit, totul e pus la punct. Cântăreața, mesele, vinișorul, bună dispoziție. Se așteaptă producătorul vest german. Ce fel de miliardar o fi? Guten Abend! Străiți? Asta e. Nu cred, nu pare. Bine, hai. Crezi? Bine. Bine ați venit la noi, domnule. Herzlich willkommen bei uns. Spune-i că-i doresc să se simte cât mai bine pe litoral. Poftiți? Bine. Herzlich willkommen bei uns an der Schwarzmeerküste. Bye bye uns, in Wasser, o baie în mare. Haben Sie schon gebadet? Ja, ja, gut. Apa bună, scaldatul, gut. Das Wasser gut? Gut, gut. Și hotelul acolo unde a dormit, gut? Mit dem Hotel zufrieden? Gut, gut. Și mâncarea, mâncarea de papa bun, gut. Schmeckt das Essen? Ah, doch, doch. Ce înseamnă doch? Totuși. Spune că dau cu ei de pământ. Sunteți invitat de toar și director Apusu. Se simt heute Abend, Herr Deck, Apusu. Ah, danke. Un bifil lung. La ce oră? Acum, beloc, poftiți, poftiți. Păi, toată lumea așteaptă, totul e pregătit. Orchestra și început să cânte o marjă de-a lor. Haben ein größe lac, un größe baboi. Bine, 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 lasă, lasă. Da, 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 da. Un rachi, multi rachi, dar nu avem, că nu ne-a venit și... Asta se mulțadește, rog. Berbecarul ăsta airește pe toată lumea, dumne. Zice că bine ați venit, Volcomen, poftiți, vă rog, poftiți. Bună seara, Toașu Neamțu, să trăiți Toașu Oțelea, mai e un neamț înăuntru. Lasă-și, pe ăsta sunt doi, mă cheamă Nițelea. Acum, sigur, Nițelea Oțelea, poftiți, poftiți, welcome, țuiesen. Iată banchetul e gata să înceapă. Se va mânca și se va bea cu multă plăcere în contul statului. Poftiți, mama leguț, sarmaluț. Spune că vreau să țin un toast. Eine Dischede, bitte. Stimați oaspeți, verehrte Gäste, doamnelor și domnilor, meine Damen und Herren, stimați, lieber Gäste, unde este Andreea? Vă rog să mă iertați că am întârziat, nu vă supărați. Da. Stimați oaspeți, verehrte Gäste, lieber Gäste, ein moment, a început muzica. Onorat public, dați-mi voie să vă prezint pe renumita cântăreață. Afrodita Stella va cânta în astă seară pentru dumneavoastră. Asta e. Excuse me, s-a emoționat din cauza asta. Întreabă-i dacă le place mâncarea. Schmeckt das Essen? Bis jetzt hab ich wenig gegessen. Ich hab's am Magen. Zice că are ulce. Ei au ulce? Și la ei e mult mai greu, ei beau multă bere. Perea lor e foarte bună. Nimic nu e mai gustos pe lumea asta ca o friptură plătită prin virame. Nici nu știi ce ușor trece timpul când bei, mănânci, asculți muzică și știi că nu plătești nimic. Ce zice? Zice că puțin. Ei vorbesc puțin, foarte puțin. De ce am întârziat? Ce, mi-ai trimis mașina? Am umblat pe taxiul pe o nebună. Stai să-l uită. Gut, sehr gut. Bună. Wie finden Sie das Wasser angenehm warm? Sehr warm, aber Sie dürfen nicht baden. Sie dürfen nicht baden, ach. Ich meine, aber wo Schlammbad? Schlamm, das ist schwarze Schlamm, verstehen Sie? Schlammbad.
zice că n-are voie să facă baie. Eu știu, poate la ei n-au nămol. Nămol? Un fel de noroi negru. Eu fac de 10 ani și mă simt ceva mai bine. Și rece și cald. La un genunchi. La celălalt e mai rău. Calc mereu strâmb. Bună barcă! Bun! Strâmb! Bun! Ea direct o prostină. Noroc! 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 Bun! Tomasul director, ce să mă traduc? Prost! Lasă-l să mănânce. Nu, spuneți-mi că traduc orice spuneți. Sunt student și este un exercițiu pentru mine. Nu, lasă, foarte scăpiu. Tomasul director, văd că nu-i place vin. Să-i dea bere atunci. Însă calc strâmb. Șan-șan! Domnilor, un prost de doctor mi-a spus să-mi tai piciorul. Mai sunt și alte medicamente decât nămolul. Gerovitalul. O să încerc. Ce, sunt singurul care calc strâmb? Auzi, dacă tu știi cine dracul a fost ăsta, ești că mă enervează. Ei, mai sunt sigur. Rozi! Tomaș director, vreți să mai întreb ceva? Cum sunt peștii la ei? De ăștia de mâncare sau... Herr Direktor meint, ob es bei euch auch Essfische gibt. Ia-o, domnule, pentru rolul diacon. Perfect. Du-te și te îmbracă, vei juca rolul diaconul. Chiar adevărat? Adevărat. Hai, ia-o și îmbracă. Ca să nu semene cu secretarea de platou, regizorul a avut o idee cu totul și cu totul originală. A obligat-o să nu mai poarte ochelari. Aceasta este tovarășa diacon, care îl însoțește pe producătorul vest german. Warum steigen wir aus hier? Mein Chauffeur speist abends hier in diesem Restaurant. Ja. Nu se bate banchetă seara asta. Bine, da, șoferul dumnealui e aici. Nu e niciun șofer, v-am spus că avem banchet mare. Er ist nicht hier. Ich rezi. Danke sehr. Ich werde ihn schon morgen finden. Nur immer mit Geduld. Man darf niemals nicht kontrollieren, ne? Mai cântăm și noi. Acum e șen. Mâine dimineață discutăm afaceri. Morgan business. Morgan, ațe nur. Ur. Au hotel. Ur. Hotel. Sehr schön. Sehr schön. Lasă-mă de probleme, mi-ar fi. Folclorice. Banchetul se desfășoară cu mult succes. Absența principalului musafir nu împiedică să curgă nici șampania, nici muzică. Dacă era o societate de profesori sau doctor, aș mie ști ce? Mie mi-e tot una după cine spăl vasele. Doamnă, v-am căutat toată seara. De ce? Vreau să vă spun ceva. Pardon. Știți? Am uitat să vă spun că sunt surat și am doi copii. Nu am serviciu acum. Poate vorbiți cu tovarășul director Aposu. Poate îi spuneți că... Nu înțeleg ce spui, nimic. Chiar nimic nu înțeleg. Bogăția folclorului este prezentă cu periunița, atât de apreciată în țară și peste hotare. Se zice că cântăreața e bună și localul e bine aerisit. Action! I-am dat gata, înțelegi, eu am organizat totul. În sufletul inspectorului de la Sanepid se pare că mijește nobilul sentiment al iubirii. Dacă mă iubește, nu mai iau mită și o invită pe Margareta la dans. Ați aici? Pe unde ai intrat? Localul e închis. Nu cer nimic, am venit să mă uit. Iar sufertar? Pune mâna pe el. Ce faci, domnule, aici? Sarmalele arse, micii cruzi, vinul cald, friptura rece și în loc de sare ai pus pe smet. Bucătarul a făcut din meseria lui o artă. A ridicat pârjoala la rangul unui ideal. A terminat conservatorul, dar tot prin pârjoală vrea să-și atingă desăvârșire.
Lasă acum. Ce e cu ei? N-a fost cu ea de Revelion, a fost plecat în provincie. De la Revelion au trecut 5 luni, nu? 6. V-am spus că trebuie terminat tavanul. Acum e rândul tău, faci cunoștință cu suedeza. Să știi că ești ajutor de barman. Lăsați-l tovarășe să termine zugrăveala. Lasă, după filmare. Eu? Rămas orfan. Eu, niet mama. Mama mia, când eram poco, poco, mama căfut. Asta e mama? Nu, mi. Mai aduc o sticlă la masă? Da. Mai aduc o sticlă de whisky întreagă. Ești singura mea mângâiere. Dubis. Azi o să fie mișto. Da? În sfârșit și-a îndeplinit visul de a cuceri o suedeză. E dispus să-și refacă viața dacă suedeza are caracter și este bogată. De ce lasă să-și bată joc de mine? De ce, băi? Gicu crede că e foarte bogată. Ce? Ai uitat că vrea să se căpătuiască? A. Motor! Clap! Castele de nisip, 615A, turna 2. Ar fi vrut să ia ca amintire chipul ei minunat de copilă. Dar cum asta era practic imposibil, s-a consolat cu o brățară. E vărul Sandu din Oșova cu copiii. M-a rugat că nu mai sunt locuri și... Ah, ce plăcere! Azi am spart o scrumieră și berbecarul mi-o impută de 3 ori. Vai, dar câți copii are? 5, dar nu sunt toți ai. Păi dacă ăsta o să spore așa toată noaptea, eu am să înghit 10 aspirine. Uite că avem și un cățeluș. Mai asta ne lipsea. Dormim. V-am pregătit afară două saltele. Ei, da, asta e bună. Am spălat sute de farfurii și mii de pahare. Cazarea nu le-a asigurat fericirea. Zilele trec, sezonul trece, trece și prima tinerețe, trece și a doua tinerețe și ele tot nu se bronzează. Ce vacanță stupidă! Și niciun intelectual. M-a întrebat de ce l-am lăsat. De-aia l-am lăsat. Tot mereu gândesc cum ne iubirăm. Minune cu o fără. Foarte bine, foarte bine să-i înnebunim pe franțuși. Soyez bienvenu. Vite să-l dăm cășeni. Schön. Bine. Simte-te că la dumneata acasă, dar de ce lași domnișoara singură? Dumneata nu ai altă treabă? Extraordinar! Eu îi vorbesc frumos și îi ocupă toate mesele, nu? Cine era ție de nebun? Furcoa, boala... Ce-a, domnișoara? Stă careva pe scaunul ăsta? Ia loc. Mulțumesc. Eu, dacă aș ști că țineți la mine puțin, m-am schimbat ca om. Cum să vă spun, m-aș subția un pic. Da, se poate, dar ce să-i faci? V-am adus ăștia. E pentru prima oară când cineva primește un lucru înapoi de la mine. Bravo dumitale. Poți să-i ții. M-ați jignit, nu-i frumos. Eu am fost cinstit cu dumneata. Ce să-ți fac, n-ai noroc. Asta așa e. Mă urmărești mereu, ai ceva să-mi spui? Dacă îmi dai voie. Te rog, azi e zi de vizite. Perfect. De fapt, care e viața dumitale? Ca tot omul, învăț. La drept, în anul 4. Ți se potrivește. Ce e asta? O gărgăriță, ca să-mi poarte noroc. Și ți-a purtat? Nu prea. Mai vă doriți ceva? Nu mulțumesc nimic.
25 de lei, vă rog. Da. Mersi. De durere privirea mea arde, sufletul îmi crește. Bravo, bravo, bravo. Hai să la Stella, Alonso, Alonso, când îmi cheamă. Ia vezi ce zice dumnealor, ce vor să se... Vous avez des qualités exquises. Merci. Certainement, c'est seulement la voix qui vous manque. Pour la musique, ce n'est pas nécessaire. Je sais pas tant que les autres qualités la remplacent. Ça m'est égal. Ce zice francezii? Ce că nu-i place muzica mea. Oh. Uite ce e, mademoiselle. Arta e artă. Eu, ca să zic așa, păi, pentru dumneata am avut discuții sus. Ce-ar fi să încerci dumneata în altă parte? Mie îmi pare rău, am avut o mare simpatie pentru dumneata, dar mâine să nu te mai pripă aici. Din când în când, berbecarul vrea o artă mare. Vrea voce, vrea sensibilitate, că de-aia plătește ca să înfioare sufletul consumatorilor. Așa că o dă afară pe tânăra care părăsise magazinul de artizanat. Hai, atenție, chiar dacă ești camare. Un, doi. Chiar dacă ești camarea, departe. După cum se vede, înlocuitoarea era de multă, multă vreme pregătită. Berbecarul nu-i omul jumătăților de măsură. Quel fizic? Chiar dacă ești camarea, sălbatică și blândă. Mi s-a făcut o sete extraordinară. Atunci poate luăm câteva strigă de lapte. Vedem ce se pretează. Lapte? Lasă! Atunci poate că și doamnele sunt amatoare de un pic de must. Aiurea! Știi ce? Luăm niște pește și-l facem la proțap. Ce zici, domnule? Usturoiul luăm de pe câmp, că e destul. După ce ne apsiguim bine, o luăm la fugă prin tufe. E grozav, nu? Unde găsim pește? După chef mergem să facem o vizionare, dacă vrei. Nu mai e ce vedea, Antonio și Cleopatra, a văzut Cezar și Cleopatra, mă, Elena din Troia am văzut. Evoluația istorice. Asta mie îmi place Marmotalea cu pistoale. Bine, asta e istorice, cele mai evoluate, cele mai artificate. Lor le plac alea sentimentale. Cu pistoale, astea, da, da, trebuie să mergi la film să înveți. Asta era ce vă spuneam. E rău. Acum ce? A, ție ți-e rău? Poate ți-e rău de la mașină. Sau de la altceva, poate ți-e rău de foame. Dacă vreți să opresc, poți să opresc, dar să oprești definitiv. Nu opri mașina, dă-i înainte, poate-i trece. Asta, caldă, parfumată, cealaltă. Atenție! Unde mă duce? Era vorba că mergem la o fermă. Zicea că ne duce la Neptun. Ce e asta? Au plesnit pistoanele. S-au oprit definitiv? Uite, îți spun eu că ai doamne. Cum s-a întâmplat că tocmai te reveion să fii cu televiziunea la predeal, iar viziua ta fi să te ocupi de teletop? Dar nu era teletop, era un congres școlar de înaltă tehnică aplicată. Ce? Mie mă rog, să dați banii pentru ceea ce am făcut până acum. Să știi că nu avem nimic comun. Nu ei, nu sunteți, dar nu mai vreau să mai joc bișnițare, bine? Nu mai... Tu ești o fire mai nervoasă? Mai impulsivă? Insistați că nu mai fac. Știi ce? Eu plec de la filmul ăsta. Am senzația că ai vrut alt partener. De ce? Plec eu? Nu mă interesează dacă nu mă... Eu am mai jucat în film. Pentru tine e un eveniment. Să vină casierul să-mi dea banii, să-mi deconteze tot și gata. Să vorbesc eu cu tovarășul director, dar acum n-am ce face. Nu mă mișc de aici, bine? Signore, signore, stai un pico, un poco. Eu voglio fare con te una grande affare. Più della importante affare. Vorresti entrare con i romanesti? Ho una camuità. Fii attento aici, ai 10 etichette di champagne franzuzească, le lipești pe zarea. Fii foarte atent. Arrivederci, mio amico, Orvalo. Angele mia, nicht wahr? Dumneavoastră serviți mai citronadă? Da, mulțumesc. Mă rog. Noroc, tovarășa diacon. Dumneavoastră ce serviți? Soția dumneavoastră iar a luat alune. O țuică tare, tarășa. Cu ce ocazie pe aici? Contractul cu firma germană. Pe dumneata? Ai venit cam târziu. Cum așa? M-am ocupat eu de ea, treaba e ca și făcută, într-o zi, două pică. Am dat și un banchet, dar să știi că la mine nu se prinde cu lucrături. Dacă crezi dumneata... Ești vă scușeni? Noi. Da, bun. Auzi, Adinear ți-a adus-o. Te-a schimbat. Extraordinar, ce oameni. Tocmai când se fructifică acțiunea. Asta e birocrația românească. Crezi că nu o să mai avem mașină?
Tocmai când vreau să te rog să-i dai mașina domnului. Uite. Nu pot. Atunci măcar ce v-am rugat. Telefon. Da, nu pot, telefon. Stai și joacă acolo. Dar ce sunt nebun cu oameni care n-au pic de obraz și nici haz bine. Și care mai și trișează și care nu bine, mai bine, pot bine. Face nimica? Lasă. Guten Abend, Herr Renner. Alles in Ordnung? Haben Sie Zeit gehabt, meinen neuen Wagen zu gebrauchen? Gut. Die Bremsen sind klasse. Gut. Tovarăș Apostu. Sehr gut. Und deinen Freund? Privește, te rog. Dumnealui este domnul Renner. Ai făcut o confuzie. Și contractul a fost iscălit încă de ieri. La revedere. Poți să-mi o plătești, neata. Man sieht es ihnen an. Ich meine, ein bisschen lässig muss man halt. Nimic nu e veșnic în lume, nici măcar chefurile. Deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciuni. Poftiți, domnul director. Și poftă bună. Am știut că o să fie așa. Dacă ai știut, deși nu mai anunța. Acum o să plătești. Eu? Da, dumneata. Echipa dumneitare a servit. Din dispoziția dumneavoastră. Ai o dispoziție scrisă de la mine? Dacă mi-o arăți, o mănânc. Ce dispoziție scrisă? Asta e, servit de capul dumneitare, oamenii dumneitare, mesele dumneitare, farfurile dumneitare. Acum o să plătești să faci. Bine, dar comanda dumneavoastră ați primit-o. Da. Te anunț în mod oficial că ești un cretin. Domnule! N-am primit nicio comandă, domnule, de nicăieri. Cine mi-a comandat mie? Nu mi-a comandat nimeni, nu înțelegi? Dar directorul de la banchet? Nu era niciun director. Apostul a trecut în altă muncă. L-au dat jos, dar bine au făcut. Treceți-o la pierderi. Da. Ca să nu ia prime nimeni. Înțelegi? Ca să nu-mi iasă bilanțul. Vrei să mă dea afară? Ai vrea să-mi iei locul, tovarășul Iuliu. Dar nu-ți merge. Ia plătește dumneata. Știi, plătește, că e mai bine. Lăsa. Să știți că asta este o porcărie. Asta cam așa e. Și dacă vă purtați așa, o să vă dau o judecată. Lasă, 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 că am eu actă cu jocul dumneitale. Eu sunt deșcă bătrân de front, domnule. Ai să vezi, mi-a dat ce o să iasă din povestea asta. Poftim. Uf, să renunțăm. Dar ce aveți, fetelor, e păcat să renunțăm. Dacă de-a lui cunoaște pe directorul de la fermă, îi tragem un chef pe cinste. Nu plărbășicile cu vinde murfat la rost și petrecem două zile ca de Paște. Uite că s-a oprit și s-a duă. Uite tu la el ce face. Să oprește în barieră. Cine a ales calul ăsta? Dar ce-a ales calul, domnule? Șefule. Grigore, ți-au venit niște mușterii. Să fie sănătoși, la ora asta s-a închis mușteria. Hai, șefule, hai că plătim bine, facem cinste cu onoarea mea, dacă spun eu. Dacă plătiți bine, te pomenești că plătești în dolari. Dar ce banii noștri nu merge, șefule, hai. Or fi bun la alții ăia, dar nu la băiatul. Vedeți-vă de treabă, nu mă ocup de râșnițe. Hai, domnule, că plătim, domnule, ce dracu? Tu bani, și oh, vedeți, poate vă mai zboară dracu, o roată. Ce scandal, ce dai bani, domnule, eu mi-au calul. Să dai 100 de lei. Ce vorbești, domnule, 100 de lei? 100 de lei vrei? Nu vrei și spor de pant acum? Pe mine vrei să mă tragi, mă zboară, neamule? Stai din gură, noi rămânem aici. Ne facem de râs, ne văd colegele remorcate. N-am dormit toată noaptea. Ale spui că venim de la carnaval. Asta e mașina pentru carnaval și toată asta. Ei, doctore, hai că-i groasă, vor ăștia să mai la armată. Dă-mi și mie un certificat, să o mai tări așa nițel. Lasă-mă, bă, dracului. Era să fiu dat afară. Eu sunt felcer, doctorul de certificate. Altfel îmi pun pușcăria. Tu bate-te, Dumnezeu, de escroc. De unde se găsesc un doctor acum? Vrei să mă ia la armată, să mă pună să citesc, să mă scol la 5, să curăț arma? Căsătoria noastră a fost un eșec de cum am coborât treptele primăriei. Ca soție n-am nimic împotriva să te urmez în provincie, dar ca actriță niciodată. Aleargă, zbate-te. Caută-ți și tu un loc în București. Dar nu vreau să-l găsesc oricum. Foarte bine. Jignește-mă acum. N-am să-ți mai spun nimic. La ea acasă vinde semințe, iar aici face pe străinii, pe melomani. Și ce dacă sunt de la Paris? Ce, acolo nu sunt destui mațe fripte? Ne dă nouă lecții. E închis, tovarășe, scrie și pe ușă. E. Așa, fetiță dragă. Dacă vrei să ajungi cineva, trebuie să ai pile. Ea s-a întors la sinceritate și la mercerie. Își dă seama că tot pe tovarășul Mocan o iubește ca o nebună.
te-ai întors la teșghea? N-am avut noroc. Dar tu ce credeai? Că așa merge în viață? Norocul și-l fac aia care îl merită, care muncesc pentru el, nu care... E să nu-mi faci tu educație. Că am rămas cinstită și curată, nu m-am întins cu unul și cu altul, cum crezi tu. Puțin îți pasă ție ce cred eu despre tine. Credeam că o să înțelegi. Nu-ți mai pune tu cenușa acum în cap. Nu se mai repară nimic între noi. Stella și Mocanu se vor căsători până la urmă, nu? Cine știe? Ele. Vino qua. N-ai niște bani? Nu, lasă-mă. Bani împrumutai? N-am bani. Gicu trece printr-o spaimă cumplită. Până la leafă, de la cine să luăm, dacă nu de la cei pe care iubim? Să ajungem să furăm de la cei pe care noi iubim? Când ea va fi la Stockholm, această brățară îi va aminti de chipul ei. Dar simte că miliția e undeva pe aproape, foarte aproape, mai aproape decât visul lui de iubire. Buletin dumitale. Nu l-am. Ia caute bine, că altfel te caut eu. L-am, dar cum ați ghicit? De ce nu-ți vezi de treabă? Nu mergi la spectacole? Am văzut toate filmele. La teatru? La teatru nu înțeleg nimic. Plimbă-te cu fete. Mă plimb. Cărți nu ai acasă? Am, dar să joc singur. Dar brățara asta de unde ai? De la mama? Nu, de la bunica. Ia, hai cu noi. Unde? La bunica, să o întrebăm. E moartă, tovarăș. Să nu iei un taxi cu atâtea bagaje. Așa e că nu mai ești director. Nu mai ești, fiindcă s-au găsit alții mai deștepți decât tine. Mă întorc la meseria mea de topograf. Și ce salariu o să ai? Și cu ce o să plătim casa? Luăm un apartament mai mic. Îți ești tu un servici, muncești, mai slăbești puțin. Eu servici? Și cum ai spus că sunt grasă? Cum adică sunt grasă? Hai, dragă, lasă, hai că pierdem timp. După ce v-am sacrificat o viață pentru tine. Hai, dragă, hai de urcă. Și te rog să nu-ți la mine. Ia bagajul. Mersi. Pot să scriu la București? Mi-ar face plăcere. Dar nu știu adresa. Palade 3, sector 4. Cum? Palade 3, sector 4. Te găsesc eu. Alo, vă rog. Ei! Alo! Cu noi! Aici. Nu mai oprește nimeni. Dacă am fost mai tinere... Acum poți să-mi zici, mama. Să luăm trenul, pleacă la 6. Da, sigur că da. Să dăm toți banii care îi avem pe tren. Ajunge înapoi la domiciliu permanent. Dacă mai crede în ceva, apoi Margareta crede în loz în plic. Iubitul meu plecând pe prostatul. Ha! Ce-a pățit? O reginat două actrițe. Au văzut ce s-a întâmplat cu ele. Să le luăm cu noi la filmare. Hai să le luăm. Scoda 1000 MB. A crezut și a câștigat. Va fi și ea fericită și bronzată. De ce ne duceți la mașină? E o mașină de filmare. Da, e o comedie? Cu mașina noastră o vindem și stăm 2 luni la mare. Acum poți să-mi zici iar, mamă. Aoleu, am uitat fetița. 14 și cu 14, 38. 38 și cu 10, 58. 58 și cu 2, 70. 70 și cu 6, 86. 86, aproximativ. Iată ce o să iasă. O să depunem toți mărturie împotriva dumneavoastră. Ha! Și cine o să vă creadă? Eu. Și aici e dovada. Cât ați înșelat la cântar? Cum v-ați purtat cu personalul?
Cu clienții. Și? 3 ani din 1965 și? Până în 1968. Dar cine ești, Medan? Unul de la Salvamar care a stat toată ziua atorănit în șalupă și a citit romane. Acum sunt procuror. Dar nu-i prea bine că ești procuror, dar ai foarte bine. Am terminat facultatea și așa mai departe. Da, da, foarte bine că ai terminat facultatea, înțelegi dumneata? Ne vom reîntâlni la tribunal. La tribunal, acolo ne vom... Acolo se va face lumină. Acolo se va face lumină. Și personajul meu? A făcut stagiu militar. Așa, așa, băiatul meu, dar acum a învățat să mă asculte. Berbecaru măture cu demnitate. Dumneavoastră, de ce nu s-a tuns? Știți, mașină. S-a stricat? Da. Are rost să mă tund acum, pentru că am făcut și eu recursă. Nu credeți că mă las așa cu una cu... Am și eu ambițiile mele, nu? Bravo, băieți, îngrijiți grădina. Să trăiți? Ai scăpat ușor, că bijuteria era din sticlă. Gicu a ieșit din închisoare, dar bucuria nu e de plină, căci suedeza îl așteaptă la poartă. Ea e coafeză la Stockholm și constantă pe litoralul Mării Negre. Mai bine închisoarea decât mângâierile suedeze. Gicu! Aoleu, Olinda! Gicu! Gicule, Gicule! Spune și mie, ce-mi ți-a aranjat pontul cu suedeza? Mai bine aici decât cu ea. Stai, Gicu! Stai, vreau înapoi ajutor! Vreau înapoi ajutor! Mă! Vreau înapoi! E bun un copil, te adună după drumuri. Stop! Ajunge pentru azi. Și iată și falimentul lui Berbecaru. N-o să mai țipe la nimeni. La închisoare, micul dejun o să fie mult mai frugal. Poate că nu-i ajută siluietei, dar el iubea atât de mult micul dejun. Da. Ce vrei să spui? Mă gândeam că sunt o nevastă cam, cam pisăloagă. Așa ești tu când filmezi, după aia să treci. Știi, Mihai, noi o să avem un copil. O să avem un copil? Da, Mihai. De-aia erai tu așa nervoasă. Dacă ai ști cât de mult mă bucur. Eu plec la Olimp, 2 săptămâni. Pe urmă am un turneu la Caracal și la Găiești. Când se termină filmul? Când vă întoarceți din turnee. Și pe urmă plec și eu în concediu la mare. Ai o cameră? Mi-a promis un responsabil de hotel. Să nu dai de unul cadar de cameră. Poftiți. Uf, eu anul ăsta mă duc la munte, nu la mare. Gata! Marea mă enervează, drag, mă irită. Și pe mine, dar îmi fac părul negru, să știu. Dar de ce vă stă bine blond? Mie mi-a plăcut, vreau un regizor să mai ia într-un film. Uite ce e, băiatul, noi suntem zugrav, lasă-i pe ăștia cu filmul și cu bișnițare. Asta nu-i treaba noastră. Ai înțeles? Da, meșteri. Dă-le hainele înapoi și asta lopeta. Vedeți ce ușor a trecut timpul? Când se râde, timpul dispare. Adio. Sperăm să ne revedem cât mai curând. Le mulțumesc și celor care au râs și celor care n-au râs. Când ați râs, a fost meritul dumneavoastră, iar când n-ați râs, meritul nostru. Wow!